Acest video este sponsorizat de Kin Camera, sub brand al celor de la Reolink. Știți bine că camerele mele de supraveghere de aici, de la cabană, sunt de la Reolink. Cu Reolink lucrez de 2 ani de zile și acum am scos un sub brand, Kin, iar primul model disponibil făcut de cei de la Kin este Kin Ranger. Kin Ranger, care este o soră mai mare, să zic așa, a camerei Reolink Go PT. În primul rând, este făcută pentru wildlife, este creată pentru supravegherea în natură. De asta și acest aspect de camuflaj, la fel și panoul solar, este camuflaj pe spate și restul prinderilor, restul accesoriilor, tot de camuflaj. În acest fel este foarte, foarte puțin vizibilă atunci când o pui într-un cadru natural. Bineînțeles că poate fi folosită și la locuințe, mai ales într-o curte, poți o prinzi de un copac, dar este o cameră adaptată și gândită pentru supravegherea naturii, pentru supravegherea faunei. Este o cameră 100% independentă, cu 4G și cu panou solar. Deci bateria nu se termină niciodată, singura condiție este să pui panou solar într-o zonă luminoasă. Dacă îl bagi în pădure, sunt foarte mici șanse să reușească să încarce ceva. Trebuie să-l poziționezi. Firul e destul de lung, are vreo 2-3 metri, cred. Și la o margine de pădure, în direcția, într-un luminiș sau spre sud, unde nu sunt copaci, cred că este suficient pentru a face față și pentru a încărca corespunzător camera. Camera are un senzor foarte generos, night vision, se rotește la 360 de grade, nu 380, cum am zis în altă prezentare. Are SIM și are SIM 4G și are card de memorie. Folosind împreună cu aplicația de la Reolink, poți să vezi în timp real, poți să primești notificări atunci când detectează mișcare. Este o cameră foarte deșteaptă, de altfel toate camerele astea sunt tot mai deștepte. Poți să și auzi ce se întâmplă acolo, poți să și vorbești, are un mic difuzor și să fii auzit. Verificați linkul din descriere. Mulțumesc celor de la Kin pentru colaborare și ne continuăm videoul mai departe. Hai, doamne, e o furtună teribilă! Un vânt! N-am văzut așa vânt niciodată aici. Vine chiar din sud. Chiar din față bate. Am făcut perfecție falsă asta de aici. E absolut teribil. Vânt o ploaie. Bate ploaie de prispă. Intră și în cabană apă. De la prag. Teribil! Sunt tot, trebuie să mă schimb. Absolut teribilă furtună. Niciodată, sau aproape 3 ani, 2 ani și mate, adică sunt aici, nu a bătut vântul în felul ăsta, din față, dinspre sud. S-a mai liniștit. M-am schimbat și eu, mi-am luat bocanci, pantaloni de soft shell. M-am schimbat și geaca de ploaie. Nu ca aș avea treabă afară, dar mai degrabă să filmez și să dau și o tură, așa, să mai dau o tură să văd dacă s-a întâmplat ceva. Am puțin emoții cu acoperișul de la grupul sanitar, pentru că nu e închis, e deschis din ambele părți.
și poate să bată, să intre vântul pe dedesubt. El e bine ranforsat, dar și puțin probabil să vină vântul din direcțiile alea, acum a venit din față. Adică nu avea cum să intre pe dedesubt, dar până când nu închid podul de la grupul sanitar am ceva emoții. Vai, ce furtună. Undeva acolo departe e un uliu care stă pe sarea pe care o pun eu la căprioare. Și are câteva zile de când stă acolo și văd că și acum am furtună, tot acolo a stat. Nu s-a mișcat de acolo. Cortul ăsta mi l-a dărmat. Am dormit cu copiii la cort în ultimele nopți și mi l-a dărmat. Nu era bine raportat. Nici nu a fost anunțat vântul ăsta, a fost anunțat ceva ploaie, dar vântul ăsta teribil nu a apărut pe prognoză. Și va trebui să-l usuc după aia, am și sat și de dormit înăuntru, s-a udat. Asta este, eu cred că nu e nicio problemă. Trebuia să-l ranforsez eu. Aici au zburat câteva sticle, câteva găleți. În rest pare în regulă totul. Hai că începe iar. Începe iar că soare. Nu știu unde sunt câinii, cred că s-au băgat în graj. În cușcă nu sunt. Aici nu sunt, pe sub acumulatoare. Cred că s-au dus în graj. Cățelușul fimea, perea de păr a lui fimea. Cățelușul fimea, perea de păr a lui fimea. Ploaia s-a mai potulit, da? Da, ce ceață e. Vreme de noiembrie. În momentul ăsta. Dacă mai devreme era de iunie, acum mai de noiembrie. A treia zi, vine când tot plouă. După ce a fost o primăvară și o vară destul de secetoase. Trei zile cu multă, multă ploaie acum. N-am reușit să fac mai nimic. Perioada asta am stat în mare parte în cabană, o oră de soare dimineața, o oră seara și în restul mai ploaie și ceață. Vremea e frumoasă, dar mă ține mult din lucruri, din activități. Asta e. Nici n-am apucat să intru în grădină. Salcea asta din față, vântul ăla puternic de la prima ploaie, două zile de atunci deja. Și a făcut ferferință salcea asta. E plin în grădină de crengi. Trebuie să intru să le curăț și să mă ocup și de grădină. Mai sunt câteva activități acum pe finalul verii pe care trebuie să le fac în grădină. Deci e miezul zilei și uitați cât s-a întunecat, fantastic! Cât s-a putut întuneca. Miezul zilei. Incredibil. Ce densitate de nori. E atât de întuneric la ora asta.
știu, 3-4 după amiază, nu știu exact, dar cam pe acolo.
Cum merge curățatul de usturoi? Rău. Tati, vreau să-ți ceva. Tu decozești astea, să știi. Da? Da. Păi las-le acolo, dacă nu-s bune, las-le acolo. Curăță ce-i bun. Mai ai câteva, hai. Mai avem câteva, nu mai. Mai aveți, păi da. Împreună cu tine. Știți cum e cu lucrurile provizorii care rămân definitive. Și a fost și cu foiacul ăsta de suport, de postament, pe care vreau să-l fac de 2 ani de zile. Și aici țin generatorul. Generatorul care nu prea mai este util, dar e backup-ul la backup. Pentru că în momentul ăsta am curent suficient cu sistemul de la Victron și cu cele 12 panouri fotovoltaice pe care le am. Vedem la iarnă cum o fi. În caz de rămân fără, mai am cealaltă baterie de la Blue Yeti de 2 kW care va sta plină și o voi avea de backup. Și al doilea backup, este acest generator de 2 kW, 2 și 2,8. Pe benzină, care stă aici de 2 ani jumate de când m-am mutat.
era altul înainte, după aia l-am locuit cu ăsta. S-a făcut niște scânduri. Acum stă mult mai bine. Nu, să nu mai stea în umezeală. Lipit de pământ. Și pentru asta am făcut acest suport de scânduri. Apropo de curent electric și de sisteme fotovoltaice, codul de reducere de la Victron e încă valabil. Deci pe Darkom Energy încă aveți reducere 20% la toate produsele Victron, folosind codul Cezar20. Deci Cezar20 și aveți reducere 20%. Deci la un sistem de 10.000 de euro aveți reducere 2.000 de euro, ceea ce mi se pare super, super tare. Discountul, codul e valabil până la sfârșitul anului calendaristic, anului 2022. Vedem și la anul cum facem, poate reușesc să prelungesc înțelegerea cu ei și să pot să vă ofer acest cod în continuare. Aia e mai bună decât cealaltă cu firul ăla. Da? Da. Că la fir se tot așa. Firul pentru altceva, tata. Pentru ce? Pentru când dai pe lângă copaci, pe lângă pietre, cu asta nu poți să dai. Fie tai ce nu trebuie, fie o strici. Acolo, în partea. Bine. Poți să iau? Cred că s-a răcit, dar nu s-a răcit. Bum, și stânga, și în dreapta. Ia-i în stânga, în dreapta, dar tu pui pe ciocălău, tate. Pune pe grăunță. Întoarce pe partea alaltă. Tu pui unde ai mâncat deja. Pe nimic.
funcționează. Așa se verifică cel mai simplu gardul electric. Pui un fir de iarbă și dacă simți că te pișcă, funcționează. Dacă pui mâna, ai un șoc destul de mare. Nu pățești nimic, dar e mai simplu cu firul de iarbă. Da, am făcut gardul mult mai țapăn. Erau înainte, erau niște bețe. Deja nici nu se mai țineau bine după 2 ani. Astea sunt ceva mai groase, mai rezistente, le-am și ars ca să reziste mai bine la umezeală. Și sper să nu am surprize ca anul trecut când a intrat ursul și mi-a luat un stup. Dar atunci nu funcționa deloc gardul electric pentru că nu-mi ducea bateria peste noaptea, că am o baterie mult mai bună. Și ar trebui să nu mai fie niciun fel de problemă, plus că am și doi câini aici. Tor, hai încoace, hai încoace, Tor. Hai. Idri? Nu se apropie, s-a curentat de câteva ori și... Idri, hai tu. Hai tu, tu nu crezi că te-ai curentat. Hai. Așa. Așa, mă. Ți-ai făcut și tu curaj? Am și două potăi, care ar trebui să latre noaptea, să facă gălăgie și să alunge ursul. Deocamdată sunt pe minus cu stupii, nu am niciun beneficiu de la ei. Dacă anul trecut tot mai scuteam, anii precedenți, am scos faguri, am mai luat polen. Anul ăsta, în afară de polen, de vreo două ori, n-am scos nimic de la stupi. În schimb, bag în fiecare iarnă turte energetice, turte proteice, sirop. Că altfel n-ar supraviețui, nu le este suficient cât culeg ele. E foarte greu aici, cu polenul, cu nectarul, cu perioada asta friguroasă care e mult mai lungă. E greu pentru albine. Asta e, dar de la anul o să încerc să fac o schimbare. Dacă tot nu produc nimic, măcar să fac ceva interesant cu ei și cred că o să le schimb metoda de cuibărit și o să le scot ramele și o să le las să cuibărească așa, sălbatic. Ca în scorbură. Măcar să fac ceva ingenios, dacă tot nu mă folosesc de ei. O să mai duc câțiva ani așa. Mi-s dragi albinele și o să mai duc câțiva ani așa. Dar vedem cum evoluează mai departe toată povestea. Și cu salcâmii pe care vreau să-i pun și cu teii pe care vreau să-i pun. Vedem. Îmi doresc să am chestii, flori melifere aici, să pot să susțin stupii, să produc miere, să fiu cât mai independent. Mierea, polenul, mi se par niște resurse extraordinar de bune. Nu pentru comerț, dar pentru mine.